În episodul de azi, Mihaela Tatu ne arată... Adică dacă stau așa, uite, se încrețește, vezi? Da. Și doamna doctor Corina Gică dezvăluie. Vaginul nostru este minunat. Știu că sunt bună. Se vede. Bună, sunt Laura Ivanceiu și sunt aici să vorbim despre îmbătrânirea la femei. Nu despre bătrânețe, ci despre perioada aia în care schimb crema de hidratare cu una antirid și lumea începe să-ți vorbească cu dumneavoastră. Suntem pe Pacientul 2.0, cel mai mare canal de sănătate din România și acesta este podcastul E vremea mea, susținut de Good Days Therapy. Avem 10 episoade în această serie, eu vorbesc cu femei pe care le admir și Monica Rădulescu discută cu medici în care are încredere. Rămâi alături de noi ca să schimbăm împreună expresia pe vremea mea în e vremea mea. Invitata de astăzi este antrenor de public speaking, adică învață pe alții să țină discursuri. Ține și ea la rândul ei discursuri, pentru că este speaker motivațional, moderează evenimente, pune voci pe desene animate și audiobook-uri, dar probabil o cunoașteți cel mai bine pentru că este de 3 ori femeie. Bine ai venit la podcastul E vremea mea, Mihaela Tatu. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ți-am spus că te urmăresc, 2 ediții am văzut. Am înțeles că încă n-a intrat Rodica Mandache și abia aștept să o urmăresc, abia aștept să o văd. Da, mulțumesc, la momentul în care înregistrăm noi acum nu a intrat, dar până când o să apară episodul cu tine va fi intrat. Ești foarte drăguță că ai acceptat, îmi place de tine foarte mult pentru că ai mereu o prezență foarte tonică. Ăsta este principalul meu motiv pentru care te admir, că ești plină de viață. Și voiam să te întreb, oare plină de viață înseamnă că ești tânără? Putem să punem un semn de egalitate între astea? Nu. Tonică și plină de viață am fost de când mă știu și plină de bucurie și dorință de a mă juca. Spiritul meu ludic, iată că nu s-a atenuat odată cu trecerea timpului. Însă pe undeva nu ești departe totuși de adevăr, pentru că am observat că odată ce treci de o anumită vârstă, nu tu, în general oamenii când trec de o anumită vârstă simt nevoia să se ia foarte în serios și au senzația că toată credibilitatea lor stă într-o morgă, n-am să spun mină, din asta constipată și foarte serioasă, încrâncenată. Femeile între ele își dau mâna dislocându-și umărul și coatele. Bărbații sunt foarte ațoși și asta în eventualitatea în care nu întâlnesc o duduie fiurelinde pe care să o impresioneze. Cred că din perspectiva mea credibilitatea stă în seriozitatea cu care faci lucrurile, zâmbind și bucurându-te de ceea ce faci, munca pe care o depui să fie făcută cu simțul umorului, pentru că atunci totul ți se pare mai ușor. Însă energia pe care o am și pe care o simți tu și o simt toți oamenii care îmi stau în preajmă e ceva de la mama natură, de la Dumnezeu, de la mama mea, de la nu știu de la cine. Dar este... așa-i soiul, cum se spune în Ardeal, așa-i foaita. Foaita? Mm-hmm. Da. Dar nu e și ceva ce ți-ai, ok, poate nu construit, dar sprijinit, nu, ca și cum pui araci la vie, dacă tot vorbim de termeni regional, ca să nu se lase această energie, n-ai ținut la ea? Am avut o perioadă în care așa o numesc eu, perioada de femeie bărbat bine, în care simțeam nevoia să fiu credibilă prin, dar tot energie se simțea în jurul meu, doar că era de altă natură. Am să spun unde vin cu autosugestie, în diminețile în care mă trezesc și mă influențează poate puțin ploaia de afară sau trebuie să fac ceva și n-am chef să ies din casă. Sau, de exemplu, când stau un pic mai mult în pat și am început să mângâi pe frunte sentimentul de vinovăție, da? Atunci mă autosugestionez și îmi zic, nu mai intra mai în negocieri cu mintea, că asta te trage înapoi. Și atunci am deschis ochii, am deschis gura, am deschis bucuria, am deschis geamul și am pornit în zi. Genial asta, am deschis bucuria, mi se pare minunat. Cum? Da, adică foarte simplu, mă uit ca la întrerupător. Exact ca la întrerupător. Pentru că, de ce? Creierul are posibilitatea să se reseteze. Și eu mă trezesc cu popou în sus. Însă mă uit așa la mine în oglindă și zic, hai mă, că nu ești chiar așa de lepădat. Da, ești ciufulit, ai un coș pe vârful nasului, unde mai pui că ai și niște întâlniri foarte importante cu niște persoane
care nu dau dovadă de foarte multă înțelegere, cine știe, vezi că n-am zis că sunt neplăcute. Îmi aleg cu grijă cuvintele, cuvântul știu, este forță. Știu, dintotdeauna ai făcut asta. Așa. Și mă gândesc, da, am posibilitatea să trăiesc lucrurile astea? Am. Mai am o zi la dispoziție să întâlnesc oameni, să experimentez, să învăț de la ei prin exemple de așa, da și așa, nu? Am. În concluzie, hai să pornim în zi, să vedem ce ne rezervă. Ceea ce mă ține în această poveste e un soi de curiozitate și întotdeauna am fost mai curioasă, iar tatăl meu mi-a alimentat această stare și mi-am păstrat-o, iată, anul ăsta a fost un an fabulos pentru mine. Am împlinit 60 de ani, unul dintre, mulțumesc la fel, unul dintre lucrurile pe care le-am sărbătorit pe lângă 10 ani de Oradea, 30 de ani de Media și nu știu, 11 ani de Camino, 12 ani de lăsat de tutun, iată, toate în 2023. Vă rog frumos, aplauze și focuri de artificii. Iată! Așa vă vreau, fetelor. Așa. Nu simt vârsta și mi-am păstrat starea de curiozitate pe care, Doamne, mulțumesc tatălui meu, pentru că de la el mi se trage. El a fost un veșnic curios. Da, aia cum, da, aia ce. Dar de câți ani te simți? Dacă nu îți simți vârsta de 60. Am să spun un lucru. Eu am venit la această emisiune, podcast, cum Hantătar se numește, pentru că te plac pe tine. Nu cred. Pe cuvântul meu de onoare. Și nu pe tine, vocea ta. Ce drăguță ești, e o voce cristalină undeva. Chestia cu de câți ani te simți, câți ani ai. E un număr. Laura... Am atât de multe lucruri de făcut și dacă am stat și nu ne-am mai împiedicat de niște numere. Sunt 60, mulțumesc cerului că i-am prins. Dar nu contează. Dar uite și când spun 60, mi se pare, sunt doar 60, care e problema. Ai ochii în lacrimi. Tu zici că nu-ți pasă, dar nu am ochii în lacrimi deloc, pe cuvântul meu de onoare. Mi s-a părut atunci. Nici vorbă. Nu. Deci, sunt de acord că nu contează. Nu am niciun fel de treabă. Da, nu am. Dar există un decalaj între ce scrie în buletin și da, mă cum simt te mult simți mai, da. Mă simt mult mai tânără, mai entuziastă, nu decât eram înainte, ci decât în raport cu cei 60. Uh-huh. N-am niciun fel de treabă cu vârsta de 60 de ani. Nu te identifici cu o femeie la 60 de ani? Nu. Știi cum e? Ca să te poți identifica cu o femeie la 60 de ani, trebuie să te gândești la faptul că ai 60 de ani. Și nu te gândești. N-am timp. Nu am. Adică sunt atât de onestă acum când vorbesc cu tine, pentru că mulți ar zice că cochetărie feminină, la. Nu am treabă cu 60. Bine, n-ai timp acum. Știi când am avut treabă? La 50 am vrut să fac petrecere mare. Mi-am ținut vârsta la 10 ani, mi-am ținut vârsta la 40, în sfârșit am avut și eu o aniversare pe care să mi-o țin așa cum mi-am dorit și am vrut să fac asta la 50 pentru că mi se părea că iată jumătate de... Da? Am fost exact în perioada de tranzit între București și Oradea, nu știam ce-i de capul meu, în 7 aprilie am împlinit 50 de ani, în 29 am hotărât că rămân în Oradea, eram în acel proiect de pus voce pe desene animate, am venit în București, era o vreme... Deci nimic din ceea ce îmi propusesem nu s-a realizat. Îmi place să-mi duc planurile să le bifez. Și mi-am petrecut aniversarea cu prietenele mele și cu fiica mea. Și atunci, la 50, nerecunoscătoare ce sunt, mi s-a părut insuficient. După care, la 2 zile, după toată povestea asta, mi-am zis, Doamne, cât de norocoasă să fiu. În primul rând am prins 50, gândindu-mă la foarte mulți prieteni și colegi din jur care n-au avut această șansă și să poți să fii cu copilul tău și cu prietena ta cea mai bună și cu altă prietenă. Am fost la film, am vorbit ca fetele, am băut un păhăruț, ziceam că mă amețesc un pic, nu s-a întâmplat nimic și am intrat în restul anilor, în restul vieții. Dar asta e destul de greu să ajungi să fii mulțumit cu ceea ce ai, nu? Nu crezi? Eu am început un proces de conștientizare în urmă cu mulți ani, pe la 43, 44, 45, în urma unor probleme de sănătate. Și tot așa privind în jur, acum cel puțin
sunt într-o stare de detașare față de tot ce înseamnă bun material, de exemplu, cum nu poți să-ți imaginezi. Pentru că mă bucur de alte lucruri, pentru că știu cât e în spate, dar în față nu știu cât sunt. Sora mea, nu? Părinții mei au fost în vârstă. Mama m-a avut la 43 de ani. Pe fratele meu la 19, pe fratele meu la 16, pe sora mea la 19. Nu mai am pe nimeni din partea mamei. O cumnată și niște nepoți, da? Dar mă gândesc, fratele meu, sora mea, nepotul meu, da? Da. De la sora mea a murit la 55 de ani. În concluzie, cât de norocoasă să fiu că eu sunt în această stare la 60. Bineînțeles că se șubrezește un corp ușor. Aia zic. Și nu te deranjează că se degradează corpul? Că se lasă pielea? Că, nu știu, te dor închieturile? Dar sunt sănătoasă? Am putut să vin la tine la emisiune? De ce să vedem această latură a bătrânețe? Când colo e bucuria? La 30 de ani, 40, dacă îmi puneai această întrebare, m-ar fi deranjat. Acum, valoarea mea constă în, cum să zic eu, pe care o consider valoare, e alta. E bucuria acestei ore. Este, uite, zâmbetul acelui breton. O prăjitură cu frișcă pe care o mănânc fără mustrări de conștiință, cu un aluat însiropat bine. O dimineață în care ies și miroase toamna a struguri din ăla pe străduțele din Oradea, e o minune să te plimbi. Noaptea, eu ies cu câinele la plimbare noaptea și miroase, pun băbuțele mele. Am stat cu cuzele, zic, dar așa am gândit, nu pot să spun altceva, că așa am gândit. Pun coș de mere pe sobă și miroase a măr copt sau a zahăr rar sau a lemn ars sau a coș de portocale și toamna struguri din amust cu strugurile alea parfumat. Ce-ți mai trebuie? Ce-ți mai trebuie? Poftim? Tinerețe. Dar tocmai aia-ți dă tinerețe. Nu știu dacă îți dă tinerețe, îți dă o stare bună, dar nu știu dacă îți dă tinerețe. Adică cum erai la tinerețe? Nu erai mai prostuță? Ba da, dar fericiți cei sărași cu duhul, adică eram foarte fericită. Uite, eu acum le am pe amândouă, sunt și prostuță și înțeleaptă. Da, mi se pare că ești numai înțeleaptă și nu, plină de bucurie. Nu știu cum să... Așa aș vrea să găsesc cuvintele potrivite să le spun oamenilor că nu e un capăt de țară. Sunt oameni care vin înspre tine și pornesc. Eu știu că sunt oameni care nu mă înțeleg, dar nu e treaba lor. Eu știu oameni, probabil că sunt oameni care nu cred o iotă din ceea ce spun. Iar vin și zic, e treaba lor. Sunt oameni care probabil zic, cum poate să fie asta așa? A fost destul de greu să ajung la această, la această stare. Erai așa când prezentai? Nu erai așa, nu? Nu. Când aveai emisiunile. Când aveam, mai ales la început... Aoleu, când am intrat în televiziune în București a fost dezastru. Atunci nu mi-era bine cu mine. Pentru că mi-aduc aminte când am făcut emisiunea pilot de la Viața Bate filmul și a ieșit foarte bine. Tatăl meu murise sâmbătă, l-am îngropat luni și miercuri am tras emisiunea pilot. Nimeni n-a știut, doar prietena mea știa toată povestea asta. Și când de-abia când am ajuns în camera de hotel, stăteam la Hotel Boulevard atunci, încă nu mă stabilisem în București, mi-am dat seama când eu mai puțin de o săptămână am trecut prin tată mort, îngropat, mamă sedată, venit încoace, pregătit un lucru, nu știam, nu eram capabilă să am din cauza emoțiilor, nu eram capabilă să am un discurs pertinent în introduceri, mi-era greu să citesc prompterul, totul era atât de nou pentru mine, om de radio, eu sunt om de radio. Știu, de asta apreciez vocile, apreciez intonațiile, starea, vocile fără chip, care sunt în stare să transmită o stare de spirit bună, fără să-i le vezi non-verbalul, știi? Mie mi se pare că tonul vocii poate să oprească războaie. Eu am această pentru convingere. Că vocea este cea care trădează și transmite emoțiile, da. Și este unică pentru fiecare individ de pe pământ, așa cum e amprenta de pe degețele, de pe limbă și de pe retină. Asta e vocea. Da. Cumplită a fost acea perioadă. După aceea erau oamenii care aveau așteptări mari. Nu, credeam că oamenii au așteptări mari de la mine.
Eu făcusem televiziune acolo, mai degrabă eram în spatele camerei decât în față. Însă întotdeauna m-am simțit bine în fața oamenilor și pe scenă și am o stare de confort. Știu că ai vrut să dai la actorie și n-ai dat, că mama ta a vrut să te facă apoi contabilă. Da, a fost o altă perioadă. E, uite, despre asta e vorba. Să reușești să... Tu vorbești despre bătrânețe? Eu atunci m-am simțit mai bătrână decât acum. Să știi că și eu mi-aduc aminte că spui asta. Mă îmbrăcam la două piesuri și la costume și eram aveam un băț în fund când eram mai tânără, mult mai mult decât și sunt acum din relaxarea asta. Apoi, în tinerețe ce ai? Hai să punem în balanță. În tinerețe ai puterea fizicului și apanajul unor iluzorii mulți ani înainte. Și ai piele întinsă, repet, nu ai pe asta. Hai mă, așa de mult contează ambalajul. Da mă, hai că să spun, am slăbit 27 de kilograme. Aici e bye bye muscle, știi cum se zice. Dar pe aici târnă, se încrețește. Uite, m-a ciupit ceva. Și pe mine m-a mușcat pisica aici. Da, dar mi-e bine. Mă, e pielea mea, e ambalajul. Dar n-ai regret, n-ai regretul că s-au dus astea, deloc. Sau îl ai, kilogramele? Dar îl pui... Cum să le am regretul că s-au dus? Ducă-se pe pustică, mi-au distrus genunchii și... Tinerețea și pielea întinsă. Ai vreun regret sau pur și simplu conștientizezi că îl pui în balanță toate aceste pierderi cu câștigul înțelepciunii nu, și... Nu, eu nu pun, nu stau. Asta e diferența între mine. Tu ai timp să te gândești la asta? N-ai atât de multe de făcut? În fiecare zi vezi pe altcineva lângă tine, altă ființă minunată. Am iubit-o pe Lia Bugnar de când a început să deschidă gura. E un om normal care își trăiește cu voluptate fiecare, cum să spun, an, situație, moment. De așa da, de așa nu. Viața e formată din evenimente pozitive și evenimente negative. Educative. Ta-dam! Toată lumea îmi zice așa. Constructive, nu, educative. Cum a zis acum David Popovici, uneori câștigi și uneori înveți. Exact, îl iubesc. Vezi, asta este o... Eu nu știu, poate că sunt oameni construiți așa. Poate că sunt oameni care se construiesc așa. Important este să dai voie, să ai mintea și sufletul deschise, să primești ce... Pentru că dacă tu opui rezistență și trăiești într-o inerție și opui rezistență, atunci începi să-ți vezi pielea care atârnă sau ridurile. Dar stai, sau, înțelegi, există cosmetică. Vreau să obțin de la tine măcar un regret, măcar o constatare, măcar ceva, că măcar la un moment din viața ta, la 30, 40, trebuie să fi fost un moment în viața ta când ai constatat că începi să îmbătrânești. Că corpul tău începe să capete o degradare. Nora Ephron, scenaristă, regizoare, producătoare de filme, a scris un eseu care se cheamă I Feel Bad About My Neck. Deci ea își sesiza îmbătrânirea în pielea lăsată de pe gât. Zicea... Eu pe decolteu. Adică dacă stau așa, uite, se încrețește, asta, vezi? Asta, da. Cum am eu aici la față, când simt asta. Așa. Bun, se încrețește. Și... Ce să fac? Aseară am făcut niște poze, să vezi când fac poze și îmi fac selfie-uri și văd când stau așa și se încrețește pielea așa. Mișorez poza până aici. Nu pun filtre și așa mai departe. De decolteu. Și e tot ce pot să arăt, să știi că asta e... Uite ce decolteu frumos. Stau dreaptă. Dacă stau dreaptă, nu se mai vede. Nu se mai vede. Mă, sunt sănătoasă. Hai să-ți mai spun ceva. Când ajungi de mai multe ori în propria ta existență la o limită de nu știi dacă prinzi următoarele minute, am avut un accident de mașină cu Iona și cu câinele, mașina s-a făcut praf, numai noi am scăpat. Deci când am pornit înspre, am văzut parapetul și în jos era, în Bârzava, eram în Banat și era Hăul, am stat și am întins picioarele, am stat și m-am gândit foarte repede care ar fi poziția ca să nu mi se rupă picioarele foarte tare. Și când am văzut că ne-am oprit în paramet și am ricoșat într-o parte, iar omul care a generat toată povestea nici măcar nu s-a oprit să vadă cine e în mașina aia sau nimic. Așa, e, păi când treci sau
când am avut fibromul nu se știa sigur ce, da? M-am așteptat o clipă să văd dacă e cancer. Păi tu când ești la această limită, te mai interesează că ai pielea încrețită? Nu-ți dorești viață? Dacă muream în accidentul ăla cu o piele întinsă, frumoasă, fără riduri, pe bune dacă nu. Arătai bine. O moarte, nu că așa cum am văzut eu, tu știi cum se machiază morții, am văzut. Deci cu roșu în obraz și stai întinsă când morte se umflă fața, deci n-ai treabă. Vai, Laura, e atât de frumoasă viața. Sunt de acord că chiar sunt. Și cum adică să-ți am, spun eu? Am bucuria de a o trăi. Dar nu pot să nu am regretul că să rămân tânără? Mm-hmm. Acum, bun, hai, dacă tot ții morțiși, să punem în balanță ceva. Îți dorești frumusețea și corpul, mă, o femeie de 40-50 de ani, măi, seducătoare și senzuală până măduva oaselor. Unei femei de 40-50-60 de ani îi fac curte bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 70. Păi și când ai 50-60 de ani și unul de 30 la care tu te uiți și zici, a, ce bucățică, și ăla îți zice dumneavoastră, nu-ți vine să te bagi în creierii munților? Spiritul este cel care face diferența și un bărbat este fascinat de spiritul unei femei de 50 de ani. Bine, tu te bine, oprești gândind. Bine, mă, bine. Nu pot. Știi care e baiul? Din altă perspectivă. Da, poate ai dreptate. Uite, acum îți dau dreptate dintr-un punct de vedere. Eu sunt o femeie singură, nu însingurată, da? Nu am o relație cu care să mă avicez, să mă duc la să-i spăl izmene și așa mai departe. Da? Nu. Dacă mi-aș dori cu seriozitate un partener de viață acum, aș da peste două categorii de bărbați. Foarte puțin sunt cei, mai ales filozofia de viață românească. În străinătate lucrurile stau un pic altfel. Sunt cei care arată bine la vârsta asta, nu mai contează. Dacă stau și mă gândesc bine, am văzut bărbați de 50 de ani care arată ca niște bunici, eu la 60 sunt o păpușă de fată. Hai să o lăsăm. Da? Ne întoarcem. Găsesc bărbați de 45-50 care își doresc femei de vârsta mea, dar ce faci pe termen lung? Da. Pentru că ei au nevoie de spirit, la mine e dinamită. Găsești bărbați de vârsta ta care arată foarte bine și care, cum să zic, îți sticlesc ochii după ei, dar ăia voi vor păpușiși de 30-40. Da. Și găsești bărbați de vârsta ta care arată ca bunicul, care sunt ieșiți din niște relații și sunt fericiți că au scăpat de o gură uneia sau sunt nefericiți pentru faptul că le-au murit soțiile și îți vorbesc în continuu despre ele sau sunt nefericiți că au rămas singuri și că alea au plecat și, cum să zic eu, ori sunt cu ceafă lată, ori sunt fumători din ăia, că i-auzi că vorbesc așa, ori sunt când niște butoiașe de le gâfâie când urcă scările, ori... Și ce alegi dintre astea trei categorii? Dintre astea trei categorii mă aleg pe mine, ducându-mă acum acasă, dezbrăcându-mă, descălțându-mă și stând cu picioarele pe masă și zicând, Doamne, ce bine e acasă! Ieșim la plimbare, Tera? Nu vrei? Ok, ce facem acum? Ne uităm la televizor? Facem ceva în casă? Ok, tu zici că nu facem nimic. Nu facem nimic! Deci ești bine cu tine. Și nu ai nevoie de altcineva. Și nu-ți pasă nici de gura lumii. Păi, și nici de gura nevoie... lumii am avut parte de când am fost de o șchioapă. Și tu, și noi, și fiecare. Că nu-i mai ușor să te uiți în curtea vecinului. Oamenii care au treabă cu ceilalți sunt oameni care au foarte multe de făcut în grădinile lor. Dar e mult mai ușor să te bagi în ograda vecinului decât să-ți faci tu ordine. E foarte greu să vezi, dar de fapt să te întorci și să zici, a, despre mine e vorba, să mă apuc să lucrez la mine? E așa de complicat. Ce să le fac eu? Eu ce vină am? Măi, Laura, viața, uite, cum să-ți explic eu ție? Oamenii sunt atât de faini. Deci
au, dacă îi dai la o parte ca la o foaie din aia de ceapă și de varză, dai la o parte toate foile alea, dai peste un filon de frumos. Baiul este că le este frică de ei, de viață, de cei din jur, intră în tot felul de competiții, nu cu ei înșiși, ci cu toți oamenii, își dau coate, ia uite și pe aia ce are, de ia uite ăla ce are, ce... Dacă zic ce pana mea, să știi că sunt un înger. Îngerii au aripi și aripile au pene. Da? Mă întorc. Vorbeam despre ce? Despre gura lumii. Nu, 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 vezi că n-ai fost atentă. O să fac imediat așa. Nu. Vorbeam despre faptul că am uitat. Bine. Hai să revenim, că și eu am uitat că m-am luat cu gândul la dansării la de la una la alta, la pana ta. Da. Acolo ne-ai distras atenția cu pana. Și eu pe-a mea, la fel. Deci îngerul din mine a zis, oprește-te, că o arzi aiurea. Spuneam că e greu să te apuci să lucrezi cu tine, da? Nu e ușor. Însă, de asta ai venit... Ah, mi-am adus aminte! Care va să zică? Ai venit pe pământul ăsta, da? Așa. Și strângi, și strângi, și strângi lemne, și fiare, și ziduri, și animale de companie, și oameni, strângi în jurul tău și bârfești pe unul, bârfești pe altul. Și vine momentul să pleci, nu se știe când, poate pleci la 20, 30, 40, habar n-ai. Ce duci, mă, cu tine? Duci un spirit evoluat dacă vrei. Călătorești, faci lucruri care îți plac. Știi ce am făcut în pandemie? M-am apucat de pictură. Acum învăț să cânt la pian. Și lecții de canto? Asta vreau să fac acum, să iau lecții de canto. Am vorbit cu Crina, dar e Crina e prea departe, dar o să mă opresc la cineva prin Oradea. Pentru că am voce bună și pentru că îmi place. Și nu vreau să mă apuc să cânt pe marile scene ale patriei sau ale lumii. Însă pentru mine fac ceva ce mi-a plăcut toată viața. Asta. Păi nu, serios. Vezi, minele meu este special de tinele tău. Da, este. Eu când spun mine, zic mine? Și tu spui mine. Da, 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 da. Nu dai valență tinelui. Mm-hmm. Păi, păi am prins 60, tu-ți dai seama. Deci e wow. Și dacă prind și 62 și 63. Să nu care cumva să crezi că n-am avut reparații capitale. E timpul pentru o scurtă pauză, dar nu-ți face griji, revenim în 60 de secunde. Știi senzația aia că nu mai ai timp și energie? Uite. Te pune Mihai, ăsta e un moment potrivit. Adică știi senzația aia că nu mai ai timp și energie și lățime de bandă pentru toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o singură zi, care are doar 24 de ore și tu ești un singur om? O fi ceva de făcut în legătură cu asta? Încearcă și tu viața cu Freshful, o viață mai simplă. Ai livrare gratuită și 25% reducere la primele 4 comenzi. Sunt zile în care te prefaci că ai superputeri și zile în care chiar le ai. Când realitatea ta se schimbă brusc, ai vrea să ai mai multe vieți. Și atunci știi că ești norocos să poți chema roboți în ajutor. La Regina Maria, excelența în chirurgie te face mai puternic decât crezi. Cum gândești? Cum gândești? Pentru că gândurile pe care le ai generează fricile care te bântuie în așa fel încât să te încrețești toată, să faci riduri și la 30, nu numai la 60. Asta mi se pare foarte tare, că fața noastră arată felul în care, ești, da, în arată care fața gândim și ne comportăm. Da, apoi, credința. Aș fi pus nu e asta ordinea argumentelor, dar credință. Eu sunt un om foarte credincios. În Dumnezeu? Adică Dumnezeu, sau... unii spun Dumnezeu, Iehova, creator, divinitate, sursă, treaba. Eu îi spun Dumnezeu, da, da. Dar cum să spun eu, când spun credință, știi că era o poantă, o anecdotă, am văzut-o, mi-a trimis-o cineva din Italia și după ce am văzut-o și la noi, un domn făcut de televiziunea italiană, un domn pe marginea prăpastiei se ține legat cu dinții și zice, ajutor, ajutor, ajutor. Și se aude o voce, Mateo sau cum îl chema, sunt eu, Dumnezeu.
abandonează, te dă-ți drumul la mâini, te vor prinde îngerii mei. La care el: nu-i altcineva prin preajmă, ajutor! Da? Eu cred că mi-aș fi dat drumul. Eu nu. Da, tu nu. Eu mi-aș fi dat drumul, serios. Deci asta este credința mea. Și ți-aduce un soi de, știu clar că dacă se întâmplă ceva, se întâmplă ca să învăț. Mm-hmm. Să ne întoarcem la reparațiile capitale și îți spuneam că medicii cred că au făcut lucru manual pe mine. Aoleu, o să fie cu multe virgule. Zi, prin câte ai trecut? De la 43 au început, bine, nu de la 43, până am mai avut un picior rupt, niște coaste fisurate, niște mușchi dezlipiți, așa, pentru că mi-au plăcut sporturile extreme. Parapantă, bungee jumping, tiroliene, cățărare, alpinism, am avut cal 7 ani, am făcut dans sportiv de aproape de performanță, sunt instructor de dans popular, ăsta îți distruge genunchii și așa mai departe. Deci am făcut lucruri nebunești. Ruptură de ligament într-o cișa, sport ce extrem. Mi-a mai plăcut. Să știi că îți distruge la tot anunț, așa, da, da, la da. Anunț când dansez câte o horă, 10 minute, ăla nu, e sport extrem, ăla, așa mi se pare. Mie nu, aia nu intru în horă. Mie îmi plac sârbele alea în pereche. Astea, da, astea. Acolo, nu acolo să în horă. Te... Da, da. Da. Ruptură de ligament încrucișat și menisc cu transplant. 2 operații de menisc pe dreptul. Apendicul a fost când eram eu mică, dar să începem. Scos colecist, incontinență urinară, fibrom, hernie, cred că atâtea. Maica mea. Da. Stai să mă mai gândesc că parcă au mai fost. Dar te și felicit că vorbești cu atâta deschidere despre problemele astea de sănătate. Păi nu, dar sunt toate... ale mele. Mi se pare e foarte viața mea. Bine. Foarte frumos. Intimitatea și că... mea intră dintr-o e legată de o altă zonă, da? Uh-huh. Dar cum să spun eu, noi facem tot felul de întâlniri cu femeile. Și ar fi e o ipocrizie din partea mea să vin să spună: eu n-am nimic. Pe mine așa m-a lăsat mama frumoasă și cu pielea întinsă. Eu nu am nimic, eu sunt sănătoasă. Eu am așa o, câte o zgrăbunțică. Ce e aia incontinență? Înseamnă că facem pantaloni? Vai, dar ce rușine! Nu e ok. Asta ți-aduce înaintarea în vârstă o deteriorare firească într-un anumit fel, cu toate că filozofiile de viață asiatice spun că există remedii și pentru asta, tot prin puterea gândului și a credinței. N-am ajuns să încerc treaba asta pentru că n-am timp, așa cum n-am timp să mă gândesc la vârstă, n-am timp să mă gândesc nici la asta. Însă, sunt, de exemplu, când am avut fibromul, foarte multe femei îmi scriu un particular. Le-am povestit ce am făcut și îmi scriu un particular să mă întrebe de nume, de doctor, de ce am făcut, de așa. Cum să nu le împărtășesc și lor? Pentru că întâlnirile, asta spuneam, că întâlnirile între femei sunt de când există Homo sapiens. Da, de la, înainte de clacă ăștia plecau partenerii noștri, da, plecau la vânătoare și noi rămâneam în peșteri să ne creștem copii, să facem provizii. Și vorbeam despre așa. Igiena intimă, cum o să vorbească și Monica acum. Igiena intimă e cea mai importantă și mă întorc la incontinența urinară. De ce ne este oare? Pentru că a început să fie tot mai de tânără, adică înainte. Și fibromul la fel se manifestă pe la 26. Mi-aduc aminte când am avut o campanie cu doamna organizată de către Crucea Roșie, nu știu de unde, și atunci am cunoscut-o pe doctorița Zorela Adriana Zgarbură, pe care o iubesc și o admir cu din toată ființa mea, care are ca specialitate tocmai fibromul, incontinența urinară și igiena intimă, cosmetizarea intimă, pentru că nu e cosmetizare de fapt, e vorba despre igienă. Și îmi spunea că au avut pacientă, fetiță de 12 ani, căreia i-a făcut fibrom, căreia i-a făcut control rectal, pentru că era virgină. Deci se întâmplă tot felul de lucruri și este prețul pe care îl plătește femeia dintr-o dorință de manifestare a potențialului ei, de a fi egală cu bărbatul, nu știe să facă limita, să trece de la dedicare profesională la carierism. Sunt acolo niște lucruri și mai ales dar când ești însărcinat. Dar de ce nu vorbim despre subiectele astea în public, la podcasturi de felul ăsta? Dacă nu de ce ne ferim să vorbim de incontinență urinară, de igienă intimă? Păi tu, dacă tu mă întrebi, eu îți povestesc, pentru că sexuală, e normal. Da.
Cum să spun? Dar de ce ne e odată rușine? Pentru că avem o cultură legată de a povesti după o anumită vârstă, adică o femeie după 50-60 de ani, după ce a ieșit și la menopauză, e în climacteriu, nu mai trebuie să mai aibă viață sexuală. Gata! E oaleul cele, și-a pus baticul pe cap și gata, e la reziduri, la victime colaterale. Nu, viața continuă. Viața continuă și dacă... Pe rând, incontinență, mergeți, faceți, există operații, eu am făcut operație, e ușoară, adică a doua zi m-am dus acasă, îți pune o bandeletă, nu mai faci în pantaloni, ai o igienă intimă, după aceea viața sexuală continuă, acum eu am norocul de a avea această normalitate hormonală și de a avea libidou și a fi un om normal, dar sunt femei care nu mai au, există soluții. Există soluții, tocmai vorbeam despre doctorița Zgarbură. Se fac injecții odată ce femeia e în perioada de menopauză. Toată membrana colului se usucă, multe dintre ele, devine ca o hârtie creponată, se rupe, acolo e rană. Fără a avea viață intimă, ai dureri și uscăciuni și usturim și mâncărim și e o stare neplăcută acolo. Draga de ea, chiar înțeleg, femeia are această suferință, da? Păi acum medicina a ajuns la o dezvoltare în care există remedii pentru asta. Dar când te-ai lăsat de televiziune, câți ani aveai? Are legătură 48. Cu problemele de sănătate, nu? Da, da, am avut fibromul atunci și n-a fost nimic înfiorător, ceea ce a fost așa, însă atunci mi-am dat seama că ziua de mâine poate fi un viitor foarte îndepărtat. Și de asta am făcut acea pauză, am vrut să fie de un an, am avut bani și au fost de doi și am călătorit peste tot și am văzut oameni cu alte. Vezi măi, tu zici așa, am călătorit, de ce oameni din diverse zone ale lumii, Laura? În situații similare cu ale noastre, reacționează altfel. Se raportează altfel la vârstă, se raportează altfel la pielea încrețită, trăiesc cu mult mai multă voluptate a doua parte a vieții, pentru că, repet, nu știu când se termină. De ce noi trebuie să ne împiedicăm de un ambalaj? Asta mie mi se pare o puțină superficialitate. Sunt de acord. Pentru că ce e în interior, mamă, deci e belea. Am fost acum, am stat o lună în Bali. Aha! Am plecat singură de nebună. Este locul unde mă duc eu constant. Și m-am dus la yoga, unde erau 20-25 de oameni la o ședință. Cred că erau maxim 2 oameni din acea țară, din Indonezia. În rest, eram din toate colțurile lumii. Toate colțurile lumii. Aveam probleme. Și foarte mulți participanți erau de peste 50 de ani. Erau femei de 75-80 de ani. Pentru că acum au timp yoga să se ocupe. Poate că toată viața și-au dorit să facă yoga. Dar toată aveau viața. Pătrățele, Mihaela. Deci erau... Ok, se vedea pielea lăsată, dar se vedea că substratul de piele lăsată și încrețită de vârstă erau mușchi lucrați. Erau cultura atenție noastră? Pentru... Și mă uit la mama care nu știe ce să facă mai întâi în curte și la ce animale să dea prima dată și pe ea și se pune pe pătrățele. Ultimul loc. Da, dar de altfel, da. E un alt fel de mișcare. Mi-am adus aminte acum de, nu de Rambo, de Rocky, cum se antrena. Tăind lemne, trăgând de butuci, în frig, în condiții, da, călește corpul și îl provoacă să-și păstreze stare de sănătate. Chiar am auzit niște ipoteze acum că atunci când îți supui corpul unor condiții vitrege de viață, el începe să producă din toate perspectivele, mai ales cele hormonale, să producă, cum să-ți explic eu, forță pentru a merge mai departe în viață, da? E o situație de limită. Dar dacă ți-e bine, ți-e călduț, gata, ți-ai terminat treaba,
ia hai să tragem pe dreapta. De asta femeile se zice că trăiesc mai mult și că din punct de vedere hormonal sunt mai bine aspectate, pentru că ele au niște copii de adus pe lume. Băieții mor mult mai repede. Băieții mor, uite așa, au făcut un AVC care se termină repede, un stop cardiac, gata, un cancer care se termină la fel de repede. Noi avem boli pe care le ducem pe picioare, multe. Ateroscleroză, un diabet, ce știu, pentru că putem și pentru că ni s-a dat această componentă hormonală mai puternică, tocmai pentru că aducem pe lume copii și tocmai pentru că dacă i-am adus pe lume, trebuie să le dăm și aripi, trebuie să avem și puțină grijă de ei. Mai am o întrebare pentru tine. Dă-mi un exemplu concret din viața ta în care te-ai simțit tânăr. Indiferent de vârstă, nu vorbim de vârstă. Poate să fie și un exemplu de azi sau de ieri. Dar în care ai simțit cum pulsează tinerețea în tine sau ceva. Dar vreau un exemplu concret. Poți să te gândești? Nu, dacă zic în tot timpul mă simt așa. Vreau un exemplu zice... concret. Poate să fie ziua ta de naștere. Poate la ziua mea de naștere. Anul acesta, pentru că de trei ori în viață mi-am ținut ziua. La 10 ani mi-au ținut-o ai mei, dar a fost petrecerea moșilor că au chemat toate rudele să mă sărbătorească. Da. Da. Așa. La 40 aveam clubul Oldies în București și a fost belea. Dacă am zis belea, belea. Însă acum la 60... Ce tare, vezi? Mi-aduc aminte de clubul Oldies, în la care se duceau oameni de 40 de ani. E, și tu vii să-mi spui de tinerețe. Înțelegi? Acolo întâlneai oameni cu vârste cuprinse între 20 și 70. Da, da, și da. Și dansau nebunește. Dar cred că și omul sfințește locul, pentru că dădeam tonul. Și cred că de foarte multe ori veneau și pentru mine, acum la modul serios. Și era muzica pusă într-un anume fel și eu ieșeam și danseam. Și acolo am ținut 40 de ani. Pe vremea aceea 40 deja era o vârstă, intrai la categoria tanti. Da. Da. Dar când am fost de 40 nu m-am simțit tanti și stăteam și mă gândeam, zic, uite mă că le făceam când eram la 20, am baba aia de 40. Iar acum, de multe ori mi se întâmplă, au cunoscut o băbuță cât se avea, 60. Așa, stai să vezi. Așa. Și deci, mi-am ținut ziua în Oradea și mi-am dorit să strâng câțiva dintre oamenii dragi sufletului meu. Ține cont că am 11 fiini, da? Împrăștiați în toată lumea. Și prieteni împrăștiați în toată lumea. Am închiriat fabrica de bere, o fabrică de bere. Poți să-i zici. Da? Bersnova se numește, într-un parc industrial din Oradea. Și s-au strâns 100 persoane. 100 persoane, câțiva, ai zis că câțiva apropiați și-au ieșit. Și am avut, lista era, dar nu mai puteam că nu mai aveam loc în fabrică. Și a fost o petrecere și acum mă sună prietenii să-mi spună că nu s-au mai simțit așa din liceu. Am dansat și ne-am simțit bine, însă din nou vin și spun, omul sfințește locul. Atât de des, cred că o să intre în axiomele mele și în motourile mele, proverbul ăsta. Apropo de proverb, fac doar o pauză scurtă. Pe site-ul Mihaelei există un motto acolo în care scrie: nu există vârstă pentru un nou început. Exact. Păi, înțelegi. Mi-a plăcut asta. Ești ceea ce alegi tu să fii în fiecare moment. Dacă eu aleg dimineața să fiu tristă, voi fi tristă. Dar dacă eu stau și zic, păi eu nu mai vreau să mai fiu așa, creierul te ajută, tot corpul te ajută. La cursurile de comunicare, vorba, sunetele ies ca lumea când tragi de colțurile gurii, ai fața ca într-un zâmbet. Și le spun, vă treziți dimineața, vă faceți igiena aparatului de vorbire, vă uitați și vă puneți zâmbetul pe față. Da, Mihalea, dar mă prefac. Da! Te prefaci, că te prefaci azi, te prefaci mâine, după care intră în ființa ta, pentru că zâmbetul care l-ai pus îți ridică, îți stimulează corpul să genereze hormon de fericire. Te oprisem de la ziua ta. Da. Și a început seara la ora 7, Mihai Morar a venit dimineața pe la ora 3 și jumătate, 4 și eu la ora 9 am ajuns acasă. A doua zi dimineața. A doua zi dimineața, normal. N-am zis 21, am zis la 9. Așa, după care am avut musafire acasă și m-am culcat seara pe la ora 2 și ceva, după ce am condus ultimii, pentru că am închiriat un hotel.
I-am chemat pe toți la același hotel ca să, așa, și le-am spus că n-am nevoie de cadouri, să-și plătească drumul și bineînțeles că am primit cadouri. Mamă, și ce cadouri! Uite, asta e de la ziua mea, uite. Da, și astea și astea. Bravo. Și atât. Așa. Și să-și plătească drumul și cazarea. Și cu o parte dintre ei m-am întâlnit și a doua zi, pentru că au rămas în Oradea, au stat și au vizitat Oradea. A fost o binecuvântare și pentru oraș, pentru că au stat și au vizitat Oradea și s-au bucurat de tot ceea ce a devenit bijuteria asta de oraș. Și am jucat Scrabble până seara târziu și tot cu cuvintele, vezi? Am făcut... te întorci la bucuriile tale. Da. Și da. Și pentru că a venit să fiică mea din Berlin și aveam niște prietene care n-ar fi plecat dacă nu le-aș fi făcut ciorba de salată ca la Brașova la Mihaela. Eu am gătit cu o zi înainte două și am făcut un oloi, uite așa, de 15 kg de ciorbă de salată. Și am chemat pe o parte dintre ei a doua zi la ciorba de salată. Și să mai stai să te mai gândești. Și m-am simțit ca la 20 de ani, când casa mea era plină de oameni care priveam la video undercover, înveliți cu fără căldură în casă și cu țurțuri la geam și înveliți cu multe, multe plăpuri primite zeste de la soacră mea și de la maică mea, dar ne uitam la video, înjurând în momentul în care se lua curentul și nu puteam, ne lăsa la filmul cu, cum îl cheamă pe ăla? Nu, Bruce Lee. Damme, sau ce? Nu, înaintea lui a fost ăla care e nemuritorul. Jack Norris, așa, da, și cu Bruce Lee și cu Casa Diavolului și strângeam din fund și nu mai puteam de frică. Da. Vezi câte bucurie avem? Da. Da, ți-am zis. Și circul cu taxiul când vin în București, apropo de spiritul omului, mi se întâmplă de multe ori să dau peste niște oameni obosiți și plictisiți și când cobor din mașină să-mi zică, domnule, nu mai mergem și mâine, că mi-ați făcut ziua. Și nu fac altceva decât ori să vorbesc la telefon, ori să întreb. Eu am o problemă cu salutul bună. Știu că sunt bună, e vizibil cu ochiul liber, da? Dar ciao e un salut italian de sine stătător. Hello, hi. La fel. Sio, sevos, la fel. În limba română este bun găsit, bună ziua, bună dimineața, numai că e mult prea lung. A ajuns să fie prea lung și atunci zicem bună și se mai termină energetic jos. Știu că sunt bună, se vede. Și urc în taxi. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Asta e altceva, nu? Haideți să pornim. Și mai văd că sunt așa și le zic, nu cobor din mașină până nu-mi zâmbiți. Vă dați seama că mi-am stricat ziua dacă... Bine, doamnă, hai! Și ne amuzăm și ne distrăm și... Mai, viața nu e ușoară. Dar dacă ți-o mai faci și tu neplăcută, ce Dumnezeu facem? Serios, dacă nu? Cum să te împiedici de un rid... Când sunt altele, ăia care sunt mai multe, uite mai multe. Și le mai și numeri. Măi, e bine că înseamnă că vezi bine. Nu ești miopă, știi, miopii nu pot, pentru că trebuie să-și pună și ochelarii să-și... Măi, ce-ar fi dacă ne-am bucurat de faptul că mai prindem o zi? Mm-hmm. Ce-ar fi dacă ne-am bucurat de faptul că avem posibilitatea să... Uite, te-am întâlnit. Mai învăț ceva, mai aflu ceva... Poate am ceva de aplicat în viața mea. Ți-am spus, eu am un status list, da? Cu bucket list, am de făcut niște lucruri. Să mai ce înveți. Mai n-am jucat, dar nu râzi. N-am jucat la păcănele. Vreau să joc la păcănele, la casino, la ruletă. Ok. Astea mi-au rămas nefăcută. Cu prietena mea, cu Marilena, ne ziceam că mergem la Monaco, la Monte Carlo, okay. Și acolo cu pălăriuțe și cu mănuși și cu evantai și mergem așa ca niște mimoze, niște pupeze și să punem. Am tras cu arma, de curând am fost la tir și am tras și cu pușcă și cu era așa, pe listă? Era pe listă, da. Aș fi vrut să fac o croazieră transoceanică. Însă fiica mea, și am vrut să merg cu Ioana și s-a pornit, e super ecologistă, că sunt niște cazane uriașe de deșeuri și tu te duci măcar să pornească de la cineva, că dacă fiecare zicem noi suntem ecologiști, dar nu facem nimic și cât deversează în oceane. Un și mi s-a tăiat. Îți mulțumesc tare mult. Eu mulțumesc. A fost o discuție foarte frumoasă. Repet, n-am nicio idee cât timp a trecut. Îți mulțumesc mult de tot și...
să ne revedem cu bine, să într-un an minunat. Și ăsta este cel mai important lucru. Sănătate aici, aici și în tot ambalajul ăsta absolut minunat, care ne duce prin marele dar pe care l-am primit, viața noastră. Urmează discuția Monicăi cu doamna dr. Corina Gică, medic ginecolog, despre igiena intimă de la menstruație la postmenopauză. Pentru că igiena intimă este un subiect de interes pentru noi toate și pentru că în decursul anilor s-a creat o evoluție a produselor de igienă în timpul menstruației, vă prezentăm, alături de partenerul nostru Duxem de Pharma Solutions, ultima generație de produse de folosit în timpul menstruației și chiar a relațiilor intime. Cupa menstruală Ziggy Cup 2 este realizată din silicon extrem de fin, recomandată de ginecologi și poate fi purtată până la 8 ore. Mai multe informații despre Ziggy Cup 2 găsiți în linkul din descriere. Partenerul nostru principal, Good Days Therapy, ne-a rugat să vă transmitem că InnoCell este rezultatul unor cercetări științifice realizate pe parcursul a peste 20 de ani de o echipă medicală de prestigiu. Antioxidant de excepție, InnoCell întârzie procesele degenerative și este un echilibrant ideal pentru vârsta maturității. Ingredientele brevetate îl fac să fie ales de femeile care vor să se bucure de fiecare moment al maturității lor. Mă gândeam mai devreme dacă igiena intimă este sau nu un subiect tabu, dar din moment ce suntem aici și vorbim despre asta, înseamnă că nu. Urmează o discuție tare faină și utilă pentru noi femeile, iar alături de mine este Corina Gică, medic ginecolog. Bine ai venit! Bună ziua! Mă bucur că m-ați invitat. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Este un subiect foarte interesant și mă bucur că îl abordăm astăzi, pentru că eu cred cu adevărat că corpul nostru este prietenul nostru cel mai bun. Și atunci când vorbim de igienă intimă, de foarte multe ori avem impresia că suntem murdari și că de aceea trebuie să facem această igienă. Întâlnim pe piața, din magazinele noastre, diverse produse de igienă intimă, geluri, absorbante, spray-uri și șervețele umede. Adică ni se spune în continuu că trebuie să ne spălăm, trebuie să fim curate în zona asta, da? Da, da, ca și cum organismul nostru este murdar, ca și cum vaginul nostru este murdar sau zona noastră intimă este murdară. În schimb, vaginul nostru este minunat, el nu trebuie spălat, el știe ce are de făcut, corpul nostru ne ajută și tocmai pentru că el ne ajută, noi avem în fiecare zi o scurgere vaginală. Această scurgere vaginală este special făcută ca să eliminăm atât celulele care sunt, trebuie înlăturate, se descoamează, le zicem noi în termeni medicali, adică așa cum pielea schimbă epiteliul în fiecare zi, celulele de pe piele, la fel și vaginul, el se curăță singur. De asta avem această scurgere vaginală. Atâta timp cât ea nu își modifică aspectul sau mirosul, este o scurgere absolut normală. Iar dacă cumva apare o modificare a secreției ca și consistență sau un miros neplăcut, noi nu am face prin eliminarea ei, prin dușuri vaginale sau cine știe ce alte minuni, decât să înrăutățim situația. Trebuie să vedem foarte bine ce facem ca să nu mai facem. Deci nu dușuri vaginale, intravaginale cu tot felul de săpunuri lichide, geluri de duș cu arome de levănțică, piersicuță, nu. Nu. Sfatul meu este să nu folosim astfel de produse, pentru că studiile ne arată că atunci când femeile folosesc dușuri vaginale, ne crește foarte mult incidența vaginozei bacteriene, o bacterie care se găsește la interiorul vaginului, ce poate să ne ascensioneze către uter. În interiorul uterașului nostru avem o mucoasă care este ca o plăpumioară care va trebui să ne capteze bebelușul, adică embrionul. Și mai departe avem și trompele, care trompele sunt ca niște incubatoare, un fel de cuptor în care crește embrionul ulterior. Dacă bacteriile pot să ascensioneze de la nivelul vaginului către uter, către trompe, vom avea și o poală inflamatorie pelvină, așa numită amrăcire la ovare. Nu există amrăcire la ovare, există doar o boală infecțioasă care îmi dă febră, frisoane sau afectarea trompelor sau a uterului.
Toate aceste lucruri sunt mult mai frecvente la paciente, la femei care își fac igiena intimă cu astfel de dușuri sau astfel de produse. Pentru că prin gelurile, prin dușurile zilnice pe care le facem sau le putem face, înlăturăm bacteriile care sunt bune. Și atunci, cum ne spălăm zona intimă? Cum spălăm vulva? Da? Cum spălăm vaginul? Am înțeles, cu vaginul nu-l spălăm, îl lăsăm că se curăță singur. Și vulva? Ideal este, de cele mai multe ori ne interesează în raport cu contactul sexual, pentru că de foarte multe ori nu vorbim despre ce se întâmplă înainte de contactul sexual, nici în timp, nici după. Și am avut noi o discuție înainte să dăm rec, că a fost aici o dezbatere. Este important să avem o igienă generală, adică facem un duș înainte de contactul sexual, fără să insistăm în special în zona intimă. E bine, în general, oricum să folosim un săpun cu un pH neutru, la fel, ca să nu ne influențeze niciun fel, nicio bacterie de pe corp. Pentru că atunci va fi în regulă și la nivel, genital. După ce facem dușul, este bine să și urinăm, pentru că urina este cea care va curăța tractul urinar, va curăța uretra. Uretra este acel mic canal care leagă vezica de exterior, iar la femeie este scurt, are 2-3 cm, motiv pentru care bacteriile de la nivelul exterior, nivel perineal, îl numim noi, numim toată zona intimă perineală, adică perineu și regiunea anală, vor fi eliminate către jos, pentru că în timpul contactului sexual, din cauza faptului că uretra este scurtă, prin fricțiune, adică prin frecare, bacteriile pot să ascensioneze de la nivelul meatului uretral, adică intrării în uretră, spre vezică și să ne apară infecția urinară. Și atunci e bine să avem un duș complet înainte de contactul sexual, să urinăm, apoi avem contactul sexual și intrăm la duș și din nou să urinăm. Deci nu facem, pentru că asta era discuția de mai devreme, înainte să facem noi înregistrarea, nu facem acele spălături ca să scoatem sperma din interiorul vaginului. Nu este necesară. În primul rând trebuie să avem o metodă contraceptivă. Atâta timp cât noi am definit care este metoda de contracepție, suntem liniștiți. Folosim pastile, folosim prezervativ, dar din punctul meu de vedere, probabil spălăturile dușul vaginal a apărut foarte mult ca o metodă contraceptivă. Probabil la un moment dat s-a crezut că este o metodă eficientă și am observat că nu este o metodă eficientă. Ce altceva nu mai recomanzi? Da, un lucru pe care nu-mi place să-l văd de obicei la pacientele mele este când acestea folosesc absorbantele zilnice. Nu, serios? Pentru că de fiecare dată când o pacientă vine și îmi spune că folosește aceste absorbante zilnice, îmi aduc aminte de plăcuțele Petri, sunt niște plăcuțe pe care medicii din laborator le folosesc ca să facă culturi bacteriene, adică să vadă ce bacterie răuliță crește acolo la nivelul probei recoltate. Și trebuie să ne imaginăm că absorbantele zilnice au o lungime destul de mare, nu știu, cred că 15 cm, adică este o legătură perfectă între anusul nostru și vagin și uretră. Deci, noi purtând acele absorbante zilnice, care oricât de mult am crede noi că trece aerul și acolo și s-au deschis ferestrele, știm că nu este așa în realitate, pentru că ele fac doar să țină și mai mult, să oprească respirația tegumentului, pielii de la nivel intim, ce va duce la o supraîncălzire și o transpirație. Transpirația va fi absorbită în acel absorbant și apoi nu ne mai rămâne decât într-un mediu umed, un mediu prielnic pentru dezvoltarea bacteriilor și bacteriuțele noastre, care se găsesc normale, Escherichia coli, cunoscută pentru infecțiile urinare sau ne dezechilibrează și ele flora vaginală, vor ascensiona rapid și vor urca către uretră sau către vagin și ne dezechilibrează. Indiferent că vorbim despre absorbante, nu știu, care sunt din materiale ceva mai prietenoase,
absorbantele bio? Da, din punctul meu de vedere, cred că orice tip de absorbant l-am folosit, cred că toate ar avea același impact folosite zilnic. Pentru că, așa cum spuneam, corpul nostru este făcut să aibă aceste secreții. Și faptul că ținem un plastic acolo, pentru că ele oricât de mult ar fi din bumbac, sigur sunt impermeabile. Impermeabil înseamnă că ele conțin ceva ce nu permit lichidului să treacă. Deci ce nu permite lichidului să treacă, nu permite nici aerului. Da, și pentru că ai zis mai devreme și mi-imaginam, a fost acel exercițiu și încercam să-mi imaginam cum se plimbă bacteriile dinspre anus, spre vagin, mă gândeam legat de felul în care ne ștergem, de exemplu, după ce mergem la baie. Da, este foarte corect, pentru că întâlnim frecvent această greșeală de a ne șterge dinspre posterior, adică de la anus către în față, și atunci la fel aducem, colonizăm același lucru, colonizăm o zonă care n-ar trebui colonizată cu... Cum le-ai zis? Le-ai zis cumva mai devreme? Carcalaci. Da. Și pentru că vorbeam mai devreme despre absorbante, vreau să povestim și despre igiena în timpul menstruației și ce e bine și ce nu e bine să facem. În primul rând, trebuie să ne gândim că noi femeile suntem unice prin faptul că avem acest ciclu menstrual. Noi nu suntem niciodată la fel în fiecare zi a vieții noastre, pentru că avem acest ciclu menstrual și asta ne diferențiază de bărbați. Și inclusiv hormonii variază. Și la fel, studiile ne arată că atunci când estrogenul este crescut, adică atunci când ne aflăm la ovulație, avem niște bacterii, lactobacilul acesta care produce acidul lactic, deci face un pH acid la nivel vaginal ce împiedică bacteriile să crească anormal, sunt mai numeroase. Pe când la menstruație s-a observat că numărul acestor bacterii scade foarte mult. Și atunci noi în perioada menstruală suntem foarte predispuse către infecții. De aceea avem multe paciente care vin la noi că au făcut o candidoză sau o altă vulvovaginită înainte sau după perioada menstruală, imediat. Pentru că dezechilibru apare perimenstrual, adică înainte și după menstruație. Și este dat de dezechilibrul florei bacteriene de la nivelul vaginului, ce poate să ne favorizeze infecțiile. De aceea este foarte important ce facem și în timpul menstruației. Sunt foarte curioasă. Este important. Acum fiecare femeie știe propriul ei stil de viață și nevoile pe care le are. Evident, vom avea nevoie de o protecție în timpul menstruației, care va fi scurtă, și atunci putem să optăm pentru absorbante externe, absorbante interne. La fel e preferat, dacă tot trebuie să le folosim, să folosim cele cât mai natural posibile. Și să fim atente, iartă-mă, să fim atente să le schimbăm la timp, pentru că știu că există această discuție despre sindromul șocului toxic și e bine să nu le lăsăm mult timp în corp. Evident, se mai poate întâmpla, avem uneori paciente care uită absorbantele intern, dar nu este nicio problemă. Important este să descoperi acest lucru și să încerce să și-l extragă singură sau, dacă nu, se prezinte la medicul ginecolog ca să le ajute, pentru că orice corp străin care nu este extras poate să se suprainfecteze și atunci să ne dea un șoc septic, puțin probabil, dar totuși, mers la extrem, se poate întâmpla. Și apoi există acum noile cupe menstruale. Da, am și eu o cupă, am adus-o să o arăt. Eu nu am folosit-o încă, dar sper să o fac curaj. La un moment dat arată ca un clopoțel, așa, e simpatică. Da. Din punctul meu de vedere, îmi plac foarte mult cupele menstruale. În primul rând, sunt refolosibile, deci sunt sustenabile și mi se pare important să avem grijă de natura noastră. Și în al doilea rând, mi se pare că nu dau reacții alergice așa cum dau absorbantele externe. Chiar și cele interne uneori dau reacții iritative alergice. Se poziționează anatomic la nivelul colului uterin, adică în vagin. Colul este
terminația uterului și captează foarte bine sângele menstrual ca apoi să poată să fie eliminat. Iar chiar când este scos, are un mic efect de vid, de sucțiune, așa. Da. Și eliberează mai bine, ajută un pic la contractilitatea uterină și se elimină mai bine sângele restant. Din punctul meu de vedere, da, chiar nu sunt un fan al cupelor menstruale, da. Chiloții menstruali? N-am folosit, am auzit despre ei, dar nu pot să-mi dau foarte bine cu părerea despre acest lucru, dar aș putea să fac o mică asociere cu pampersul la copii, dacă îmi permiți, pentru că și copilașii mici, bebelușii care folosesc pampers, mai ales fetițele, fac foarte des infecții urinare atunci când au pampers. Chiar dacă sunt spălați și schimbați des. Deci, cred că la fel ca la absorbantul zilnic și cred că e mai greu să schimbi totuși, adică pentru mine chilotul absorbant ar însemna să port un chilot toată ziua, ce ar duce și la fel un chilot impermeabil la scăderea imunității locale. Dar igiena în timpul menstruației trebuie făcută diferit de restul perioadei când nu suntem la menstruație? Nu, din punctul meu de vedere, igiena înseamnă doar să ne spălăm pe exterior. Nu și în interior. Și atunci nu trebuie să facem nimic altceva. Sunt foarte curioasă. Ce se întâmplă pe măsură ce trece timpul? Ce se întâmplă cu acest estrogen și dacă igiena intimă spre menopauză încolo diferă? Noi suntem ciclice. În fiecare lună suntem cu acest flux de estrogen dat de ovulație și pentru pacientele care optează, spre exemplu, pentru contracepție orală, adică să folosească pastile care conțin și estrogen și progesteron, s-a observat că sunt protejate pentru bolile acestea vaginale sau boli inflamatorii pelvine, adică s-a observat că la aceste paciente ascensionează mai greu bacteriile către uter, către trompe și sunt protejate, deci estrogenul ne protejează foarte mult pentru partea aceasta de boli vaginale, așa că atunci când nu-l vom mai avea, apare uscăciunea vaginală și apare atrofia celulelor vaginale și modificarea din nou a pH-ului, cu creșterea pH-ului, ceea ce înseamnă din nou o nouă disbioză la nivel vaginal. Iar disbioză înseamnă un dezechilibru al florei bacteriene de la nivel vaginal. Se rupe acest echilibru, ne imaginăm balanța așa și apare ceva ce întoarce balanța către bacteriile care nu ne sunt bune. Și ce putem face? Ai spus de lipsa lubrifierii, da? De această uscăciune vaginală, ce ar putea face? Cum ne putem ajuta? Da. Pentru pacientele care intră de vreme la menopauză, e important să facă substituție hormonală pentru a preveni mai multe boli, nu doar partea aceasta. S-a observat că la pacientele care sunt la menopauză și fac substituție hormonală, toată această îmbătrânire a vaginului scade, dar evident că este imposibil să facem substituție hormonală a la lung și la un moment dat va apărea și această atrofie vaginală, care este normală și cumva nu trebuie să ne împotrivim, dar îmi place mereu să fac această comparație, ca și cum am avea un sac cu bile în care la un moment dat apare și o bilă neagră și nu putem să o scoatem de acolo că e sacul nostru, dar ce putem să facem este să aducem bile albe în sac. Mai multe și, bile în sac. Da, mai multe bile în sac bile și atunci e important să ne protejăm de toxicele la care suntem expuși, fumat, poluanții din mediu, alimentația. Foarte important să avem o dietă bună care să ne aducă, mie îmi place foarte mult dieta mediteraneană, care ne aduce oligoelemenți, ne echilibrează organismul. Stai puțin, dar ce treabă are dieta cu vaginul? Da, este foarte important. Noi ca ginecologi tot timpul ne gândim la vaginul și bacteriile din vaginul nostru, vorbim despre bacterii bune, despre bacterii rele de la nivel vaginal, despre microbiomul vaginal, adică microbiomul este un ecosistem, un mic univers care are bacterii bune, care
trăiesc cu noi într-o simbioză, într-o prietenie, așa, suntem prieteni cu bacteriile noastre, care se hrănesc cu ajutorul celulelor de la nivelul vaginal, dar care aduc și beneficii, cum e acest lactobacil care ne produce un pH acid, în așa fel încât să ne protejeze la nivel intim. Deci avem așa, avem microbiomul intestinal și avem microbiomul vaginal. Și cele două sunt într-o strânsă legătură. De fapt, avem un microbiom peste tot în organism și la nivel oral, adică și pe piele, pe tegument. Noi medici cumva împărțim, asta e partea mea, ginecologul se ocupă, dar toate aceste lucruri sunt într-o foarte mare legătură și sunt și într-o foarte mare legătură cu psihicul nostru, pentru că și stresul este și el un factor extern. Îmi place de multe ori să zic pe partea aceasta de calitate a ovocitelor, a ouălor noastre care ne vor da copilașii, că celula, ovocitul, e una dintre cele mai importante celule ale femeilor. Ea vine cu informația genetică care va fi dusă mai departe, dar dacă mediul exterior este toxic, el ne distruge această informație genetică. Și de aceea este foarte important să aducem cât mai multe bile albe și să avem un organism sănătos și un mediu sănătos pentru toate celulele corpului nostru, nu doar pentru vagin, nu doar pentru intestine, pentru că atunci când mâncăm sănătos și aducem și bacterii bune și prebiotice, cum le numim, brânzatele mea, murăturile noastre de casă și toate fibrele care pot să fermenteze, iaurtul, chefirul și așa mai departe, întreținem un intestin sănătos care ne va echilibra și un vagin sănătos și un uter sănătos. Asta mi se pare foarte tare, da. Pentru că știam despre microbiomul intestinal, dar nu m-am gândit niciodată atât de departe, că de fapt ceea ce mănânc și ceea ce mâncăm ajută inclusiv această populație de bacterii din zona vaginului. Da, noi avem 50 de trilioane de celule, dar avem și miliarde de bacterii care trăiesc în simbioză cu noi. Peste tot în corpul nostru sunt prietenii noștri, la fel ca și în corp. Revenind la ce te întrebasem mai devreme cu igiena intimă în perioada menopauzei, postmenopauzei, dacă ar trebui să facem ceva diferit de ce facem în perioadele celelalte ale vieții. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne continuăm același stil de viață sănătos ca înainte și atunci echilibrând dieta, înlăturând toxicele și mai ales înlăturând chimicalele cu care ne spălăm, gelurile și produsele chimice, care nu vor face decât să producă niște arsuri la nivel intim. Celulele care oricum sunt deja stresate de faptul că au intrat la menopauză și au mai puțin estrogen, le-a scăzut vascularizația, le-a scăzut hidratarea și atunci orice am face noi din mediul extern nu face decât să înrăutățească cumva situația. Și ai zis de o scăciune vaginală, deci poate ar ajuta un lubrifiant? Da, în timpul contactului sexual este bine să folosim și lubrifiant, dar și acestea să știți că sunt demonstrate că afectează microbiomul, prietenul nostru, nivelul vaginal. Și dacă alegem unul din ingrediente, nu știu cât se poate, de naturale? Da, să fie pe bază de apă, eventual. Și noi mai zicem pe partea de fertilitate, albușul de ou, că este cel mai prietenos cu sperma. Am înțeles. Chiar sunt studii făcute pe partea aceasta, da. Da. Și niciunul n-a bătut albușul de ou. Râd și colegele, deci o informație este foarte simpatică. Mai am o întrebare și cred că este foarte important de discutat despre acel irigator. Eu nu știu dacă femeile mai folosesc sau nu mai folosesc produsul ăsta, dacă mai există sau nu mai există în farmacii, dar știu că l-am văzut la un moment dat în baie la mama și am zis, eu nu cred că vreau să cresc. Dacă trebuie să folosesc așa ceva... Da. Acum că zici, mi-aduc și eu aminte. L-am văzut și eu la mama. Nu-l mai recomandăm. Nu este bine să folosim, pentru că dușul, spălăturile vaginale nu sunt recomandate. Conform studiilor, femeile care folosesc dușul vaginal
au o creștere mult mai mare, un risc mult mai mare pe partea aceasta de vaginoză bacteriană, boli inflamatorii pelvine, infertilitate și atunci nu, ne abținem de la ele. Și pentru că ne-am apropiat de final și îmi pare tare rău că se termină discuția noastră, vreau să-mi spui dacă ești pro sau contra următoarelor lucruri ca o concluzie și ca informația să se așeze cât mai bine pentru noi. Ești pregătită? Da. Bun. Cupele menstruale. Pro. Irigatorul. Contra. Dușurile intravaginale. Contra. Șervețelele, nu știu dacă sunt dezinfectante, șervețelele vaginale. Contra. Parfumul, pentru că am auzit și asta. Contra, contra, contra. Mulțumesc, mulțumim tare mult pentru discuția asta. Sunt sigură că și doamnele care vor asculta vor afla o mulțime de lucruri. Mulțumim. Mulțumesc mult pentru invitație. Cu drag. Bună, Laura. Bună ziua, Monica. Bună ziua. Pentru că așa m-a învățat Mihaela Tatu. De fapt, ei nu-i place asta, scurtătura asta, prescurtarea asta cu bună. A zis că ea corectează și taximetriști și așa. Că ce e asta cu bună? Zice, bună văd și eu că sunt. Asta e bună. Da. E bună. Dețin-o minte. Da. Deci, bună ziua, Monica. Bună ziua, Laura. Da. Sau bun găsit, sau așa. Ți-a plăcut azi? Mi-a plăcut foarte mult. A fost o discuție foarte faină și amuzantă. Am trecut peste toate. Am zis că nu o să mai spun niciodată că tot ce ține de partea asta de igienă intimă este un subiect tabu, că până la urmă nu mai este. Adică vorbim despre el, este foarte normal și sunt foarte multe informații de care noi femeile avem nevoie și a fost o chestie pe care eu am aflat-o și despre care nu știam. Noi avem și un microbiom vaginal. Așa. Adică sunt foarte multe microorganisme care trăiesc în zona asta a vaginului și sunt bune, da, și rele, dar noi trebuie să avem grijă de alea bune. Și ce mi s-a părut așa fascinant este că eu știam deja de microbiomul intestinal. Da. Și mi s-a părut fascinant că există o legătură între, adică ceea ce mănânci tu poate să-ți ajute sănătatea acestor bacterii din zona vaginală. Și asta mi s-a părut... Cum? Adică, da. Adică, bun? Da. Cu cât mănânci mai sănătos, adică hrănești microbiomul intestinal, cu atât și vaginul tău va fi mai sănătos. Cum ți se pare asta? Mi se pare, așa dacă mă întreb, pare logic. Că orice mănânc ajunge în orice parte din corpul meu, dar nu m-aș fi gândit niciodată că hai să mănânc, nu știu ce, grăsime, ca să am... vulva mai hidratată. Nu știu dacă are neapărat legătură cu hidratarea, dar are legătură cu ceea ce conțin alimentele și cu cât mănânci mai dezorganizat, cu atât așa există riscul să faci, nu știu, diferite infecții și alte probleme în zona asta. Și ce am mai povestit cu Corina despre dacă ne spălăm sau nu ne spălăm în interiorul vaginului, ce facem. Și azi o chestie foarte faină, că vaginul trebuie să fie prietenul nostru, la fel cum tot corpul trebuie să fie prietenul nostru și vaginul este un organ care se curăță singur, deci nu are nevoie nici de spălături intravaginale, nu are nevoie nici de irigator, nu are nevoie nici de geluri intime pe care să le folosim intravaginal, nu are nevoie decât de apă și săpun în exteriorul vaginului, deci doar partea din exterior. Mie asta mi se pare foarte tare, că sunt atât de mulți medici care ne spun că corpul nostru este foarte inteligent. Noi trebuie nu știm. Trebuie doar să avem grijă să-l ascultăm și să nu îl stresăm cu foarte mulți factori din exterior și noi ne tot încăpățânăm și zicem, a, am mai găsit o chestie revoluționară, am mai găsit un produs mișto, am mai găsit o chestie. Dar, de fapt, trebuie să avem încredere în el. Da, bine, este și toată informația asta care vine spre noi, toate reclamele și evident că este ușor să cădem în capcană, dar până la urmă, așa cum spunea și Corina, să ne ascultăm vaginul, nu? Da, am făcut multe greșeli din tot ce mi-ai povestit acum legat de igiena intimă, dar... Învățăm. Exact. La tine cum a fost? La mine a fost foarte bine. Mihaela Tatu este inepuizabilă. Este foarte energică și vulcanică și expansivă și expresivă și exteriorizată și toate cuvintele astea, foarte, foarte mult mi-a plăcut de ea.
De unde vine energia asta? Cum reușește să aibă așa de multă și să facă atât de multe lucruri? Ea zice că pur și simplu așa este ea și că vrea să dea asta la oameni și că așa este ea și că își construiește asta dacă se întâmplă vreodată să nu se trezească cu chef. Își zice nu, că trebuie să am chef și să apese pe un buton și să aducă bucuria. Și mi-a mai plăcut foarte tare de Mihaela pentru că a fost foarte deschisă. N-a avut nicio problemă să vorbească despre faptul că și-a făcut operație de incontinență urinară. Și-a enumerat toate operațiile la genunchi, la fibrom, la nu mai știu ce, la nu mai știu ce. Este foarte deschisă în legătură cu asta și a și spus că sănătatea nu este un subiect intim pentru ea. Nu este un subiect tabu, ceva de care să nu vorbești. Deci a fost o altă zi bună. Foarte bună, da. Bate fata. Acesta a fost episodul de azi din podcastul E Vremea Mea. Următorul va fi peste 2 săptămâni. Mulțumim că ne-ați urmărit. Mulțumim de asemenea partenerului nostru principal, Good Days Therapy, care oferă o gamă largă de suplimente naturale, inovative și eficiente în întârzierea proceselor de îmbătrânire și în susținerea regenerării la nivelul principalelor sisteme corporale. Mulțumim și partenerilor Freshful, Regina Maria și Academia Dux. Vă lăsăm cu spoturile lor. Până atunci, hai să ne spunem fiecare, în fiecare zi, e vremea mea. Știi senzația aia că nu mai ai timp și energie? Pe bune, Mihai, ăsta e un moment potrivit. Adică știi senzația aia că nu mai ai timp și energie și lățime de bandă pentru toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o singură zi, care are doar 24 de ore și tu ești un singur om? O fi ceva de făcut în legătură cu asta? Încearcă și tu viața cu Freshful, o viață mai simplă. Ai livrare gratuită și 25% reducere la primele 4 comenzi. Sunt zile în care te prefaci că ai superputeri și zile în care chiar le ai. Când realitatea ta se schimbă brusc, ai vrea să ai mai multe vieți. Și atunci știi că ești norocos să poți chema roboți în ajutor. La Regina Maria, excelența în chirurgie te face mai puternic decât crezi. Asta e prima? Da, eu sunt îmbrăcată ca în prima. A, în prima, cum ne-am... Da. Cum? Cum în prima? Păi n-am făcut bine atunci. N-am făcut bine. Stai puțin. De. Ba, e bine, măi. Dar nu știu dacă am zis... Ăla pe care trebuia să-l zici tu, în care spot era? În care... În ăsta era, nu? În primul era. Și nu cred că a apărut ăsta aici. Eu i-am dat acolo... Înțelegi ce zic? Oh, pe mine mă luați mâine de aici.